Trupa Iris a renăscut, asta simt toți cei cinci membri ai formației odată cu revenirea pe scena solistului Cristi Minculescu. Artistul este pregătit pentru cel mai grandios concert din cariera sa, concert programat pe 8 octombrie în București. Astăzi au avut o ședință foto pentru promovarea evenimentului, iar noi am tras cu ochiul să vedem cum se descurcă în fața aparatului foto. De mai bine de 2 ani, trupa Iris nu a mai pozat în fața unui fotograf profesionist, așa că le-a fost greu să stea corespunzător la poză. Cum a fost? Am văzut că au fost foarte geloși colegii că ați făcut mai multe poze. Păi, da, am observat și eu. Dar nu știu că eu am venit cu mult timp înainte și m-am prietenit cu fotografii. Este nervant să stai, să te schimbi, să faci mereu asta. Să fii fotomodern, să știi să zâmbești, cum să te miști, e un pic altfel, că se ținte în starea asta. Singurul care nu mai are teamă de mic este Cristi Minculescu, care a trecut cu bine prin cel mai greu moment al vieții sale, transplantul renal. Din fericire, acum se simte excelent și asta s-a văzut în cele 12 concerte pe care Iris le-a avut de la revenirea lui pe scenă. Cum te-ai simțit când ai auzit din nou aplauze, strigăte de bucurie din partea fanilor? Eu emoționam, vă dați seama că... Și impactul ăsta afectiv emoțional spre formație și spre mine implicit și spre Rodica, soția mea, au fost extraordinare. Rockerii vor ca revenirea lui Cristi Minculescu să însemne și renașterea Irisului, așa că pe 8 octombrie la Sala Palatului vom avea parte de un concert extraordinar. Multe chestii tehnice deosebite și surprize, vor fi anumite piese care... O să-i surprinde. Am lucrat 15 piese pentru viitorul album, care probabil că va apărea la anul. Imediat după concert, casa de discuri a formației va lansa pe piață integrala Iris cu primele 5 albume ale legendarei trupe.